Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Vă prezentăm la început câteva repere pe care le vom trece în revistă în emisiunea de astăzi dedicată vouă. Vă dorim o seară plăcută și toate bune! În emisiunea de astăzi, dragi telespectatori, vă prezentăm un reportaj despre manifestarea editurii Libertatea din Panciova, un an editorial într-o singură zi, la care a fost decernat premiul Cartea Anului Editorial, celui mai bun volum publicat în 2013. Miercuri 28 mai curent, la sediul său din Panciova, Casa Libertatea și-a aniversat cea de-a 69-a zi de naștere prin câteva festivități literare și culturale închinate cuvântului scris, creației literare și publicistice, la care au participat numeroși oaspeți, colaboratori, ziariști, scriitori, oameni de cultură și toți angajații instituției. Astăzi, la Ziua Libertății, am organizat cea de-a 15-a manifestare tradițională a editurii Libertate, un an editorial într-o singură zi, juriul de specialitate în componența Brândușa Juică, Marina Ancaițan și Florin Ursulescu a avut în vizorul său 18 titluri publicate în cursul anului 2013. Eu personal cred că alegerea lor a fost una destul de dificilă, având în vedere gama foarte variată a genurilor livrești, pentru că am avut atât cărți de poezie în limba română și în traducere sârbească, cât și cărți de critică literară, cărți de lexicologie, pe urmă am avut bibliografii, cărți de istorie literară și istorie culturală, cărți despre istoria medicinii în Banat, de asemenea și o antologie a creațiilor tinerilor, în primul rând de la liceul din Vârșeți, dar și a tinerilor studenți sau care deja au început să se afirme. În cadrul manifestării cultural-livrești tradiționale, editura Libertatea și-a evaluat întreagă producție din anul 2013, constituită din 18 volume, iar premiul Cartea Anului Editorial 2013, potrivit deciziei juriului de specialitate, a revenit doamnei Virginia Popovici pentru volumul de studii critice asupra liricii românești contemporane scrise de autorii români din Voivodina cu titlul Opinii și reflexii. Cartea mea, Opinii și reflexii asupra poeziei românești din Voivodina, este împărțită în două părți. Partea întâi, care este dedicată celor cinci moderniști apreciați în Voivodina, Ion Baba, Slavko Almăjan, Mărioara Baba, Felicia Marina Munteanu și așa mai departe, și despre și o parte din carte este dedicată postmoderniștilor. Punctul culminant am ajuns cu Pavel Găteanțu, care este chiar diferit de ceilalți postmoderniști. O parte din carte este dedicată ascensiunii intelectualului românesc în societatea Voivodinei, cu accentul pe poetul din Voivodina și pe dezvoltarea acestei poezii, începând de la poezia tradiționalistă până la poezia din secolul 21. Această poezie din secolul 21 am considerat-o că este a fi o poezie nouăzecistă, unde deja
avem câțiva poeți care s-au afirmat, dar avem un gol imens în această perioadă, pentru că, iată, așteptăm că poate în viitor vor afirma unele noi nume de poeți în Voivodina. O parte din carte este dedicată unei, pot să spun, unei perioade sau unei părți mai puțin cercetate în literatura și în poezia românească, este sociologia sau antropologia culturală. Am axat pe gastronomia tradițională și pe postmodernistă în poezia românească, deoarece fiecare scriitor provine de la sat, fiecare scriitor atunci când trece de la sat în oraș, nu uită de unde a venit, de unde sunt rădăcinile lui, și aceste sentimente de mai târziu le descoperă scriind poezie românească și după aceea le publică în niște poezii care pentru noi pentru noi și pentru cei care cercetează această literatură mai departe, în viitor, este un lucru foarte important și pentru a se valoriza cultura și tradițiile acestui popor din Voivodina. După cum se poate remarca, în anul editorial 2013, editura Libertate a acordat atenție cuvenită atât cărților care au marcat debuturi editoriale, cât și autorilor deja afirmați, apoi a publicat cărți de poezie, teatru pentru copii, critică literară, eseuri, cărți de istorie culturală sau care țin de spiritualitatea românească de la noi, precum și cărți de tip almanah, bibliografie sau lexicon. Cred că aprecierea pe care a făcut-o juriu este una justă. După cum ați putut vedea la acest eveniment, juriul s-a decis pentru cartea doamnei Virginia Popovici, Opinii și reflexii, o carte care abordează fenomenul liricii românești din Voivodina. Cred că este o contribuție deosebită la critica noastră literară și o completare mai ales a perioadei mai noi, adică contemporane, având în vedere că a abordat și unii scriitori de la trecerea, de la cumpăna dintre secole. În continuare, autorii prezenți au fost poftiți să se prezinte cu crâmpeie din creația lor sau cu unele gânduri despre cartea publicată la editura Libertatea în decursul anului trecut. Ideea mea este ca în viitor să scriu o carte despre proză. Cartea este deja în lucru, am terminat câteva texte despre proza din Voivodina și sper că o să o pot termina în câțiva ani, dar să văd dacă aș putea să introduc și alți scriitori care sunt în curent de afirmare la editura Libertatea sau la alte edituri și care, prin modul lor de a scrie, pot să fie specifici pentru a intra în aceste pagini pe care eu le scriu. La concursul de proze scurte, publicat de săptămâna lui Libertatea, au sosit 7 lucrări, iar în urma aprecierii juriului de specialitate s-au decernat premii pentru cele mai bune texte. Deci în urmă cu câteva săptămâni, în săptămânalul Libertatea, am publicat un concurs de proză scurtă, la care, din fericire sau poate și din păcate, s-au anunțat doar 7 autori, practic 6 autori, pentru că o lucrare a fost semnată de același, două lucrări au fost semnate de același autor. Juriu, în componență
Deci eu, Teodora Smălean, președinte, Marina Ancaițan și Vasa Barbu, membri, am apreciat lucrările, dintre care trebuie apreciat că două lucrări nu au fost în concurență trecută, pentru că nu au corespuns criteriilor concursului nostru, astfel că ne-am decis pentru... Doar pentru primele trei locuri, Eugenia Bălteanu a obținut premiul 1 și premiul 3 pentru două proze. Trezește-te, acceptă și taci este proza premiată cu premiul 1 și Cavalerii Mesei Rotunde este proza premiată cu premiul 3. Iar deținătorul premiului 2 este Petru Tomici pentru lucrarea Glumă de prost gust. Toate cele trei lucrări au tratat teme actuale, moderne, fiind scrise corect și clar, cititorul având în față texte fluente și interesante, evident observându-se că fiecare din autori au un stil propriu bine format. Am avut deosebită onoare de a primi premiul 1, respectiv premiul 3, pentru două lucrări în proză. Este vorba despre proza scurtă, ceea ce presupune că trebuie scrisă într-un volum de 3 până la 4 pagini. Deci era strict spus din partea jurului cât să conțină spațiu. Astfel că ideile mele le-am concentrat în cele patru pagini. Este vorba despre două teme. Prima este privește Mergi înainte și taci. Este o poveste scurtă despre un itinerar între real și ireal. O ficțiune a mea despre doi tineri care se întâlnesc în cabinetul psihoanalistului și care își dea până firul vieții. Este o poveste cu sfârșit trist, dat fiindcă și unul și altul sunt trecuți în lumea cealaltă, ea venind după el. Deci este o puternică poveste de dragoste. Cea a doua lucrare, Cavalerii Mesei Rotunde, este de asemenea o ficțiune a mea în care un bătrân se întâlnește după mulți, mulți ani cu tânăra pe care a iubit-o în tinerețe, care se înfățișează în fața ei într-o ruptură între real și ireal, într-un vis al lui, ca tânără, așa cum o ținea el minte, cum își amintea de ea în desele lui Reîntoarceri în copilărie. Asta ar fi tematica celor două povestiri scurte. Cu ce vă ocupați în prezent? În prezent finalizez romanul intitulat Scrisori din Pasadena, care îmi răpește extraordinar de mult timp. Permanent lucrez la el, pentru că trebuie finalizat, trebuie retușat, trebuie schimbat. Este un roman foarte complex, dat fiindcă cuprinde o perioadă îndelungată din perioada interbelică până în zilele de astăzi. Tematica este de asemenea foarte complexă și pretinde cercetări din domeniul care nu cunosc atât de mult, pentru că este vorba de date istorice din perioada, deci începutul secolului trecut până astăzi. În cadrul evenimentului amintit au avut loc și alte momente editorial-literare, precum a fost și lansarea de carte a autorului Florian Copcea cu titlul Scritor român din Serbia, apărută de subtipar la editura Lumina din Turnu Severin, România. Thank you.
ce răzbira, Doamnea, că mi strâca dragostea mă. Sâmbătă, 26 aprilie curent, în sala de sport a Școlii Generale Sfântul Gheorghe din Uzdin, Irinel Dalea, nume binecunoscut în lumea tenisului de masă uzdinean, a jucat meciul de adio după 47 de ani cu bravul tenisman Ilie Lupulescu, venit din America, în fața unui public fidel al tenisului de masă. Sunt clipe emoționante pentru mine din cauză că s-a scurs atât de repede acești 47 de ani de când pentru prima dată am început să mă împrietenesc cu mingea de celuloid. Mulțumesc lui Ilia care și-a dat toată străduința ca să arate spectatorilor tot farmecul acestui sport frumos care a adus Uzdinului atâta bucurie. În acești 47 de ani am trăit și momente de glorie, am fost în 87 anul campioni ai fostei Iugoslavie. În momentele de față suntem în divizia a treia, să zic așa, cu condiția că o să lucrăm și mai sârguincios și într-o bună zi o să avem eventual un înlocuitor al lui Ilie Lupulescu. Mie îmi pare bine că am fost un segment din această echipă și din acest sat care ne-a dat atât de mult și cred că și noi am întors satului tot ce ne-a acordat nouă. Pot vorbi cuvinte de laudă despre dânsul, care aproape jumătate de veac a petrecut în această sală și jumătate de veac este o viață lungă, petrecută, presărată cu multe succese și toată lumea de aici i-a urat lui Irinel o viață lungă, sănătoasă și încă multe momente prezente în această sală, crezând că nu a părăsit definitiv tenisul de masă. Dânsul este un om drept, un om inteligent, un om școlat, cum am zice la noi,
Repet, am petrecut cu dânsul multe clipe fericite și am mulțumire, cum am spus, ca azi să spun despre dânsul aceste cuvinte frumoase. Îi urăm lui Irinel și pe mai departe viață lungă, sănătoasă și să mai vine pe la sală. Din partea clubului de tenis de masă Unirea din Uzdin, care putem să-i mulțumim lui Irinel de Alea, jucătorul al Unirii, care într-adevăr a fost un jucător foarte ambițios, un jucător care și când a pierdut, el n-a pierdut, au fost neajutat când a fost mai principal Unirea, care a trebuit poate să pice dintr-o ligă mai jos, el a venit neajutat. Pot să-i mulțumesc ca președintele clubului și din partea comitetului și a jucătorilor al Unirii de tenis de masă Unirea din Uzdin. Sportivul Irinel Dalea, născut la 21 octombrie 1961, deja la vârsta de numai 6 ani a început să antreneze tenisul de masă, iar apoi, în cariera sa, a jucat pentru 6 cluburi de sport, dar cel mai mare succes l-a avut când împreună cu Unirea din Uzdin a cucerit titlul de campion pe țară în anul 1987. O viață întreagă am jucat tenisul de masă. Cred că se poate completa sportul de performanță și cu alte îndeletniciri. Eu sunt judecător, sunt foarte bucuros din pricina că fiul meu, Cristian, a devenit campion național. Păcat că fostul regretatul taică-l meu, Ioviță, nu este printre noi, că și el s-ar fi bucurat în tot cazul de aceste clipe. Îmi pare bine că a fost atâta lume, a venit ca să vadă meciul meu cu Ilie și sunt foarte fericit și nu voi părăsi tenisul de masă, mă voi reîntoarce în permanență în această sală în care am antrenat și se poate spune am trăit o viață întreagă. În semn de recunoștință, Irinel Dalea a primit 2 plachete pentru contribuții majore la dezvoltarea tenisului de masă din partea Uniunii Sportive a Comunei Covățița și a Clubului de Tenis de Masă Unirea din Uzdin, iar din partea Societății Literar-Artistice Tibiscu din Uzdin a primit o diplomă și un cadou ocazional înmânate de Vasile Barbu, președinte, fiind desemnat ca om de seamă al Uzdinului și Banatului. La finalul emisiunii, stimați telespectatori, vă dorim toate bune până la ediția viitoare!